Bună seara, stimați telespectatori, sau mai bine zis, bună ziua, încă nu știu dacă e seară sau zi, încă soarele e pe cer, pare să. Și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru, ediție specială în această zi, de la orele 18.30, în loc de orele 21.30, cum vă obișnuisem până acum. De ce spun ediție specială? Pentru că astăzi am doi invitați aici în platou, cu care aș dori să discutăm niște lucruri, cred eu, destul de interesante pentru spiritualitatea noastră, pentru viața noastră spirituală. Vă promisesem eu cu ceva timp în urmă că o să extind discuția aceasta de temeiuri spirituale într-o emisiune mai complexă decât cea pe care o am eu de la orele 21 și 30 de minute. Și iată-mă astăzi încercând să-mi țin această promisiune. Avem un platou invitat pe Părintele Dumitru Rusu, președintele ator Pașcani. Bună seara, Părinte! Bună seara, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și mai avem o membră tânără ator, Bianca Fasolă. Bună seara! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Părinte, eu ca pășcănean născut aici în Pașcani, trăind în Pașcani deja de un an și jumătate, asta după ce am fost pribeag așa prin mai multe ținuturi, unde am luat contact mai mult sau mai puțin cu ascorul și cu atorul în anumite regiuni ale țării, altele decât județul nostru Iași. Nu sunt atât de bine familiarizat cu termenii aceștia și nici nu știu exact ce înseamnă mai exact această societate. De asta vă rog să ne spuneți puțin, să spuneți atât mie cât și publicului telespectator, ce anume înseamnă ator pentru o comunitate și ce implică această organizație. Da, păi ați precizat foarte bine. Trebuie să facem o diferență între ascor și ator. Ascorul este Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români, o asociație în care fac parte studenții mai ales și care este doar la Iași, în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. După care, atorul este Asociația Tineretului Ortodox Român. Din această asociație fac parte tinerii de la școlile generale și din cadrul liceelor și s-a căutat foarte mult ca în fiecare oraș, cel puțin din eparhia Iașului, să fie câte o filială ator, să fie câte o organizare de genul acesta în care să inițiem tinerii în anumite proiecte ale bisericii și să fie în sprijinul bisericii, dar nu numai al bisericii, ci și al societății de zi cu zi. Asociația Tineretului Ortodox Român, filiala Pașcani, o lua ființă în anul 2003, are ca ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință și înainte de a se numi Asociația Tineretului, se chema Liga Tinerilor Ortodoxi Români. După aceea, din anul 2007, s-a denumit într-un așa fel. Ca obiective, urmărim promovarea tinerilor talente, dar și a vieții religios-morale a creștinului, a tânărului din ziua de astăzi, după aceea implicarea tinerilor în viața liturgică și misionară, dar și filantropică a bisericii, mai mult decât atât, stimularea spiritului de echipă. Cei din ator filiala Pașcani au înțeles acest lucru, echipa care o am acum și cu care lucrez și comunică foarte mult între ei, lucrează ca o echipă, o să discutăm probabil și despre proiectele pe care ni le-am propus, le-am făcut până acum și ni le-am propus și pe viitor să mai facem și altele și poate o să vă spunem și modul de organizare, cum se organizează ei și se întâlnesc săptămânal și discută unii cu ceilalți, comunică foarte mult și lucrează ca într-o echipă și nici de cum într-un mod individual. Ceea ce este un lucru foarte frumos și plăcut, pentru că vedem că mulți socializează mai mult pe internet, fără să se vadă față către față, iar faptul că se adună schimbă cu totul datele probleme și altfel comunică între ei. Părinte, ce condiții trebuie să îndeplinească un tânăr ca să se poată înscrie în această asociație? Există și o triere, să spunem așa, la nivelul asociației, cine intră și cine nu intră? Nu. Singura condiție este să fie seriozitate. Aceasta este singura condiție. Toți tinerii
sunt chemați să slujească lui Dumnezeu. Indiferent de vârstă? Indiferent de vârstă. Avem chiar și fetițe mai mici din clasele a 5-a, a 6-a, copii și băieți, la fel. Ei vin, ne urmăresc pe noi cei care suntem mai mari, văd cum lucrăm. Cei care pleacă acum la facultate lasă locul celor mai mici, ei știu despre ce este vorba, preiau inițiativele, știu cum trebuie să lucreze și dânsi la rândul lor și atunci îi antrenăm într-un fel de când sunt mici. Câți membri numără prezent în tinerilor budoși din Pașcani? N-aș putea să precizez un număr exact, pentru că noi ținem legătura și cu cei care au terminat anii trecuți clasele a 12-a și s-au dus mai departe, dar încă mai țin legătura cu noi. De exemplu, vara vin la întâlnirile noastre și se implică și ei în anumite activități și încă îi putem considera ca fiind membri. De obicei, ne strângem cam în jur de 20-30, chiar câteodată săptămânal, să spunem așa. Dar dacă ar fi să facem o strigare așa pe toți să-i adunăm la oaltă, cred că ar depăși numărul de 50 de membri. Așa, haideți să luăm un caz concret. Eu, în tânăr de 28 de ani, Alexandru Neamțanu, vreau să mă înscriu în această asociație a tinerilor ortodoxi. Doamne ajută! Nu este o glumă sau o frază spusă doar așa, da, pentru comoditatea vorbirii, ci o realitate care vreau să se întâmple. Acum vreau să întreb, ce înseamnă lucrul acesta? Din momentul în care intru în ator, există un anumit program de activități pe care îl urmează un neinițiat sau pur și simplu trebuie să mă adaptez din mers activităților pe care dumneavoastră le aveți în desfășurare? Și care ar fi acestea? De obicei, în fiecare an facem anumite restructurări, în sensul că împărțim activitățile noastre pe anumite departamente. Și avem departamentul cultural. Aici se implică tinerii de bunăvoie, cine vrea să se înscrie într-un acest departament. Ce înseamnă departamentul cultural? Se implică în a organiza anumite conferințe, stabilesc anumite teme, nu neapărat religioase, duhovnicești, de orice fel de temă, și despre ură, și despre invidie, și despre alcool, și despre tutun, și viața de zi cu zi a tânărului. Deci privim toate aspectele tânărului din ziua de azi cu ceea ce se confruntă el. Deci nu... Să nu se înțeleagă că discutăm numai despre biserică, despre Dumnezeu. Bineînțeles, raportat la legea creștină pe care o avem, ajungem la anumite concluzii care să ne îndrume, ce să alegem și încotro să ne îndreptăm. Înțeleg că sunt un fel de cateheze pe care le țineți tinerilor pe aceste teme? Nu eu. Eu doar le dau binecuvântare, îi sprijin în inițiativele lor. Ei propun, vin cu propunere, părinte, vrem să discutăm despre următorul lucru și vrem să avem parte de un invitat, fie de la Iași, fie chiar și de aici din oraș. Am chemat și profesori și de religie și alți profesori și ei singuri vin, preiau inițiativa. Eu sunt cel care mai mult cu partea tehnică, adică printr-un telefon facem invitație oficial, dacă vine cineva de mai departe. Probabil că ați auzit și de părintele Constantin Ecula de la Sibiu, care aici, da, așa, și mai mulți invitați. Chiar și aseară am avut un invitat deosebit, pe părintele Nicodim Petre, cel care ne supraveghează la nivel Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, cei care suntem din ator, și s-a vorbit despre Sfinții Brâncoveni. Anul 2014, știți că a fost dedicat de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române ca fiind an comemorativ, se împlinesc 300 de ani de la martiriul Sfinților Brâncoveni, sfinți și eroi ai neamului românesc. Și ne-am bucurat că l-am avut în mijlocul nostru. Și cei care fac parte din departamentul cultural, deci, se organizează de aceste aspecte. Și aici fiecare își alege. Dacă el se simte că este de folos într-un asemenea departament, se implică. Dacă nu, se retrage. Avem și alte departamente, filantropic, social. Adică ajutăm la sărbătorile acestea mai mari, la Crăciun, la Paște, anumite familii nevoioase, cei care sunt săraci, văduvi, bătrâni. Deci, în oraș avem un tabel
o evidență cu anumite... Unde a luat această evidență? Că la primărie asistenți sociale... Ei s-au implicat. Ei fac parte din diferite parohii, nu sunt vecini sau într-o singură scară. Adică să înțeleg că ei se cunosc foarte bine. Ei o fac și pe asistenții sociale în comunitatea noastră și caută acele familii nevoiași. Da, se transmite și se cunosc acele cazuri sociale. Dacă lăsăm în baza administrației locale, care nu are încă o bază foarte bine definită a celor care trebuie să fie asistat social, atunci nu mai facem niciun fel de act filantrop, pentru că nu mai știm pe cine să ajutăm. Probabil că am obținut un răspuns din partea lor afirmativ, ne-ar ajuta și ei, dar ceea ce urmăresc eu este să implic mai mult pe tineri. El să meargă să cerceteze, pentru că mai multă dragoste prinde să-l ajute și cred că mai mare mulțumire sufletească are când vede că și-a îndeplinit misiunea, că a reușit să ducă la bun sfârșit un proiect. Domnule, am reușit să ajut acea persoană și mă simt foarte bine. Dacă nu-i lași, atunci primește totul de-a gata, atunci devine totul ceva o formalitate, ca și cum, ia uite, ne-a mai pus părintele să facem acest lucru. Nu, îi lasă ei singur să se coordineze. Ceea ce privește invitații pe care i-ați avut sau îi veți avea aici, cadrul la tor, da, să le vorbească tinerilor despre diverse subiecte pe care ei le propun, există și oameni care nu fac parte din lumea clericilor? Până acum n-am avut decât... Un savant, un economist, un om de știință, poate care, nu, la care i-ar vrea să afle unele lucruri. Până acum n-am avut, pentru că multe teme le-am abordat din punct de vedere al bisericii și ca să găsească ei un răspuns la ceea ce așteaptă. Când propun o temă, știu de ce îl propun, adică, bun, vrem să înțelegem mai bine aspectul ăsta al vieții. Și atunci am căutat și din punct de vedere al bisericii. Într-adevăr, n-am reușit să aducem și alți invitați, dar cu siguranță vom aduce din afara clerului, însă trebuie să fim atenți și la invitații pe care aducem, pentru că sunt mulți care nu dau exact răspunsurile care trebuiesc. Ca să vă dau și un exemplu, sunt foarte mulți profesori care se amestecă în treburile religioase pe la școli. Nu vreau să aduc vreo acuză, nu am nimic cu dânsii, dar îmi vin tineri și spun, iată ce mi-a spus domnul profesor că despre Dumnezeu, că n-ar trebui să fie așa, sau creația lumii, că nu este așa cum învață Sfânta Biserică sau Sfânta Scriptură. Și atunci tânărul iese bulversat, pentru că el, mergând duminică la biserică, aude într-un fel, se duce la școală, aude într-un alt fel. Practic spuneți că există profesori care practic fac un deserviciu conștiinții creștini ortodoxe, da, poate fără să-și dea seama unii dintre ei. De exemplu, se vorbește tot mai mult despre educația sexuală în școli. Pentru că vedeți câte se întâmplă și ar trebui totuși să accentuat acest lucru. Dacă vine un profesor laic, și m-am întâlnit cu anumiți profesori de genul acesta care vor să predea acest lucru, ei îi învață pe tineri să se protejeze. Dar nu îi învață că este un păcat înainte de toate, că este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Le spun anumite metode, concepții sau cum trebuie să reacționeze ei și așa mai departe. Dar nu le spune că în primul rând este un păcat înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să se gândească de două ori. Ei, dacă puneți un preot să predea educație sexuală în licee, să vedeți că alte principii și altă viziune are asupra acestui aspect. Păi știe cum să lea pe tânăr să renunțe sau să se gândească mai bine la ceea ce dorește și faptul că nimic din ceea ce auzim și se vede în mijlocul tinerilor, că se laudă, că ce povestesc între ei și așa mai departe, nu este nimic real, ci mai mult e mândrie din partea lor să fie ei evidențiați înaintea altora. Da, există într-adevăr partea aceasta a oamenilor laici care poate că fără să-și dea seama, mai mult tratează efectul decât merg la cauza păcatului în sine. Păi cauza, da, trebuie urmărită. Care până la urmă reprezintă cauza aceea, păcatului reprezintă poate că începutul de drum pentru viitorul tânărului respectiv. Pentru că dacă o apuci de la început pe o pantă greșită, crezând că sexualitatea trebuie să-ți fie la îndemână oricum și oricând și trebuie să fii cât mai expansiv în acest domeniu, atunci probabil că nu mai are nicio rezonanță dacă vine ulterior preotul și îi spune tânărului stai să vezi că înainte de căsătorie nu trebuie să ai relații intime, înainte de căsătorie e un mare păcat și așa mai departe. Dar dacă el de la început, lui de la început tânărului se spun aceste lucruri și este avertizat
această privință și îi se argumentează răspunsul. Altfel, cred eu, că da, nu primește și părerea profesorului care vine la un moment dat și spune și el, protejează-te în felul acesta. Tânărul deja are o bază, are o temelie solidă, cred eu, pe care reușește să pună, chiar dacă de cele mai multe ori ad hoc, așa că rămizile, nu le pune niciodată chiar cum am vrea noi maturii, adulții. Eu poate că încă sunt tânăr, dar sunt preoți maturi, duhovnici mari care gândesc că da, toate aceste cărămizi ale spiritualității trebuie spuse așa cu râvnă, bine clădite, așa da, frumos, iar tinerii respectivi poate că nu o să reușească să le pună de la început bine, dar măcar dacă au această temelie, această bază solidă, să știe exact măcar ce înseamnă păcat și ce înseamnă frumusețe înaintea lui Dumnezeu, atunci cu siguranță lucrurile stau altfel în măsura în care vorba dumneavoastră, vin și acei profesori care sunt inevitabili. Adică întâlnirea cu acei profesori este inevitabilă. Nu ne putem este gândi inevitabilă, că tot acești copii ai noștri trăiesc într-un bol de sticlă așa, în care învață numai preceptele creștin-ortodoxe. Sunt atâtea ispite în lume cu care ei se întâlnesc. În școli, în familie, în mediul de prieteni și așa mai departe. Da. Da, și mai avem și alte departamente. Dacă nu te-ai inclus nici aici, atunci îți mai dăm un departament. Vă rog, continuați. Ce alt departament? Avem departamentul liturgico-misionar. Aici avem în vedere ca să facem în fiecare lună, o dată pe lună, liturgia pentru tineri. Ne întâlnim într-o zi de sâmbătă dimineața la una din bisericile din orașul Pașcani. Facem o liturgie special cu rugăciuni speciale pentru tinerii din ziua de astăzi. În felul acesta învățăm să și cânte, se obișnuiesc și ei cu taina liturgiei și învață rânduiala bisericii, ținem un cuvânt de învățătură și dacă nu facem Sfânta Liturghie, dat fiind faptul că în perioada Apostolului Mare suntem noi mai ocupați, facem Paraclisul Maicii Domnului. Dacă nu este specială liturghia asta doar cu acei tineri vizați sau împreună cu toți credincioșii la o dată? Toți credincioșii, așa ne gândim noi. Întotdeauna anunțăm preotul paroh, unde vrem să slujim și părintele paroh de la parohia respectivă anunță în biserică și spune, iată, în data de cutare vin un preot, un grup de tine să facă liturghia pentru tine. Cine dorește să participe este binevenit. Rugăciunea în comun este primită înaintea lui Dumnezeu, nu excludem pe niciunul. Să nu vă gândiți că noi facem totul separat sau să avem grupulețul nostru și așa mai departe. Nu, noi vrem să fim cât mai transparenți. Și fiind în mijlocul oamenilor, cred că este un lucru extraordinar. Ce se observă nou, un tânăr ca mine, de exemplu, care n-a participat niciodată la o liturghie pentru tine, ci a participat doar la o liturghie obișnuită. Dacă aș veni la o liturghie pentru tine, spunem așa, care ar fi primul lucru care m-ar... Bucuria celor care participă. Pentru că cei pe care avem și care îi simt deja, ei cântă la strană. I-am învățat să cânte la strană și le-am spus de atâtea ori să fiecare, chiar dacă nu poți să cânți mai bine sau nu mai încapi în strană, că câteodată sunt și mai mulți, stând în biserică să încerci să cânți. În momentul în care tu cânți, știi ce cânți acolo, cunoști cuvintele, versurile și atunci altfel te implici și emoțional și sentimental și parcă altfel rugăciunea este înalțată înaintea lui Dumnezeu și parcă este o liturghie diferită. Pentru că, de exemplu, duminica, da, asta este, bisericile sunt cum sunt. Mai este îngrămădeală, mai țipă un copil, te mai îmbulzești pe acolo, ba, este prea cald vara, știu eu, omul mai caută și motive de genul acesta și pare că nu ar avea tihnă. Sau omul nepregătit, cum spuneți că vine și el deodată și vrea să vadă ceva schimbat la Sfânta Liturghie. Da, prima impresie cred că asta ar fi dacă s-ar duce într-o duminică obișnuită la parohie. Dar noi am ales o zi din săptămână, sâmbăta mai ales, și că sunt și ei liberi, nu se duc la școală. Ei, este mult mai degajat, ești mult mai lejer, ești mai calm, nu te stresează nimeni, ai mai mult spațiu parcă și trăiești altfel acel moment. Participând de mai multe ori, îți vei da seama ce înseamnă Sfânta Liturghie și vei căuta să te apropii mai mult și să înțelegi. Pentru că nimeni nu înțelege din prima. Da? Dar participând azi un pic, mâine un pic, te obișnuiești și tu singur vei căuta anumite, vei dori să cauți anumite răspunsuri la ceea ce se întâmplă acolo. Și de ce să nu spunem acest lucru, că și Harul lui Dumnezeu lucrează
prin fiecare om, nu neapărat preotul prin predica lui, prin slujba lui, ci harul lui Dumnezeu înainte de toate lucrează în inima fiecărui om, pentru că și eu rămân surprins când de multe ori văd oameni impresionați de slujba care se face și eu pur și simplu spun, păi eu doar am făcut slujba, m-am rugat. Așa, deci, nu știu, parcă nu am contribuit eu prea mult așa la formarea duhovnicească a acelui creștin. Părinte, să o lăsăm acum puțin pe tână la Bianca. Să ne spună și ea care sunt proiectele cele mai importante la care a participat sau cele mai importante pentru ea și se pare ei, să spunem, benefic în dezvoltarea personală ca membra ator. Din păcate, nu fac parte de foarte mult timp de această asociație, însă la activitățile la care am participat până acum, aș putea enumera în ultima vreme excursia care am desfășurat-o în Belgia. Această excursie a avut ca scop întâlnirea noastră cu tinerii din asociația Nepsis de acolo, sunt tineri români. Spre surprinderea mea au fost foarte mulți tineri din Pașcani, care sunt plecați acolo împreună cu familiile lor. Foarte mult am avut de învățat din exemplul acelor tineri. Ei mi-au dat de înțeles că este foarte important oriunde ai pleca să nu uiți originea și să nu uiți de unde ai plecat. Ei acolo se întâlnesc tot timpul pentru a se simți mai aproape de casă, pentru că tot ce înconjoară acolo, din câte am înțeles de la ei, toată lumea este foarte preocupată de lucrurile materiale, toată lumea aleargă după lucruri trecătoare și uită de lucrurile importante. Și îi vedem foarte dezamăgiți de acest lucru și chiar am învățat să prețuiesc mai mult lucrurile ce mă înconjoară, lucrurile care nu țin de această lume, ci lucrurile sentimentale, lucrurile ce țin de suflet, pentru că asta apreciau și foarte mult, asta au învățat să aprecieze mai mult după ce au plecat acolo. O altă activitate despre care a amintit și părintele este cea pe care o desfășurăm periodic, acele vizite la bătrânii din orașul nostru. Am fost foarte surprinsă atunci când mi-am dat seama că aveam astfel de bătrâni singuri și care se simțeau foarte neputincioși. Foarte neputincioși, dezamăgiți de tot ce îi înconjura, părăsiți de cei dragi. I-am găsit pe acești bătrâni chiar foarte aproape de mine, vecini cu mine. Cum i-ai găsit? Spune-ne exact cum pașii pe care i-ai urmat, de exemplu, identificarea cazului și ulterior povestește-ne o vizită la un bătrân, cum a decurs. Sigur. Era o perioadă când pur și simplu treceam pe lângă oameni pe stradă fără să mă uit atent la ei, fără să privesc cu adevărat în ochii lor, să-mi dau seama că într-adevăr suferă. Într-o zi mergeam pe stradă și am văzut un bătrân vecin cu mine, stăteam în fața blocului singur, pe o bancă, și pur și simplu mi-a atras atenția privirea lui, privea în jos, nu era atent în jur, pur și simplu părea îngândurat și chiar mi-am dat seama că am simțit pur și simplu că are nevoie de ajutor, că are nevoie de sprijin. Apoi, la următoarea întâlnire de la ator, am propus acest lucru, am propus să mergem la bătrâni, să-i ajutăm cu ce putem și noi. Și am format fiecare tânăr atorean, s-a integrat într-un grup de două-trei persoane și mergem periodic la acești bătrâni și îi ajutăm cu alimente, cu mâncare gătită în special, pentru că îmi dau seama că este foarte greu pentru acești bătrâni să se descurce cu prepararea unei mese. Ei se cunosc între ei, acești bătrâni? Nu știu să vă spun, însă fiecare dintre acești bătrâni cunosc la rândul lor cazuri, pentru că, vă dați seama, se întâlnesc pe la doctor, probabil pe la medic, în diferite situații în care sunt puși. Și să vă povestesc o întâlnire, care am avut o vizită la un asemenea bătrân. Am fost foarte impresionată de felul în care acest bătrân povestea despre cei dragi, pentru că nu povestea cu ură sau cu reproș la adresa lor pentru că au rămas singuri, pentru că au plecat. Acest bătrân îmi povestea cum îl sunase băiatul său după o lungă perioadă de timp și cum îi povestea cât de bine îi merge și îmi povestea foarte mândru cum băiatul meu este plecat în cutare loc, acum lucrează pentru familia lui, e fericit, mă bucur pentru el. Da, într-adevăr, în străinătate. Și
Și asta m-a impresionat foarte mult, pentru că avea o casă plină de poze cu soția sa decedată, cu persoanele dragi care nu mai erau alături, plecați prin diferite țări și locuri. Și se plimba, ne arăta mie și prietenele mele care fusesem atunci și ne arăta, uite, el este copilul meu, nepotul meu, era foarte mândru de toate acestea. Deci lui mergea foarte bine fiului său, da. Dar el era un bătrân, da, care abia se putea descurca, să înțeleg. Așa este, da. Și am rămas impresionată, cum vă spuneam, de faptul că el era foarte împăcat, nu privea cu reproș situația sa sau că ar fi rămas singur. El se bucura pentru copilul lui că a ajuns acolo, indiferent de situația în care se afla el. Și de asemenea m-a impresionat foarte mult felul în care ne mulțumea. De fiecare dată când plecam, ne spunea, mă bucur că nu ați uitat de mine, sper că nu veți uita de mine și data viitoare veți veni iarăși. Când apăream în ușă la el data viitoare, ne primea cu un zâmbet larg și ne spunea, mă bucur, fetele mele, că nu ați uitat de mine. Și mulțumire mai mare cred că nu există. Nu există lucru material care să te mulțumească atât de mult cum mă mulțumea pe mine în momentul acela zâmbetul bătrânului că i-am oferit, nu știu, un sprijin, un ajutor, cât de mic cât am putut și noi. Cât putem și noi să discutăm cu ei, să le auzim poveștile, amintirile, prin ce au trecut prin viață, pentru că avem foarte multe de învățat de la ei. Poate cuvinte să înțeleg că nu trebuie să fie nici mare savant în teorii comportamentale, nici psihoterapeut și nici, până la urmă, filozof sau clar văzător, ca să aduci fericirea în casa unui om, ci pur și simplu trebuie să te oprești o clipă, să vezi suferința din ochii lui și ulterior pur și simplu să stai de vorbă cu el, chiar dacă nu poți ajuta neapărat de punct de vedere material. Apropo de material, vreau să vă întreb, în ce măsură reușiți să-i ajutați? Aveți un buget? De unde vine acest buget? Aveți sponsor sau puneți fiecare bani în buzunarul propriu? Nu, nu, nu. Fiecare, cum vă spuneam, încercăm să le ducem mese gătite în casă. Le gătiți voi, da, chiar în casele noi, voastre? Noi gătim în casele noastre mâncare pentru ei. Ce avem noi, bănuțele, mai cumpărăm fructe, le ducem flori, pur și simplu lucruri mici, mărunte din banii noștri, pentru că nu avem alt ajutor. Suntem o asociație non-profit. Da, non-profit. Mai primim și de la Părintele Protopop și el ne mai sprijină în activitățile noastre. Cum dar, vă sprijină? Dați un exemplu. Dându-ne anumite bani. Ne mai dau bani și protopopiatul. Dar, pentru anumite proiecte, da, pentru anumite anume proiecte. Sau așa, să-i gestionați cum considerați de cuvință? Da, când avem un proiect mai mare, adică necesită o cheltuială mai mare, ne ducem și spunem, uite, pentru acest lucru am avea nevoie. De exemplu, când am mers cu acești tineri în Belgia, am avut nevoie și de un sprijin financiar pentru că costurile erau cam mari. Vorbiți-ne, vă rog, de costurile acestei deplasări. Pentru un tânăr care, de exemplu, s-a înscris în ator și ar vrea și el să meargă în Belgia sau în oricare altă țară să întâlnească cu alți tineri ortodoxi, culmea, păi, într-o țară occidentală. Cât va costa de fiecare persoană? Cam cât? 250 de lei sau... Cred că doar biletul a costat atât, biletul de avion sau de autocar? De avion. Biletul de avion a fost redus pentru că, într-adevăr, am primit un ajutor financiar și... Da. Nu, per total s-a cheltuit cam 200 de euro de persoană. Cam așa, în jur de 200 de euro de persoană. Cu tot drum, bineînțeles, acolo am avut cazare, am avut mâncare asigurată, că am stat la o mănăstire din Namiul și acolo totul a fost asigurat. Numai ce am cheltuit mijloacele de transport, mai mult mijloacele de transport pe acolo. Însă și la Părintele Protopop ne-a ajutat de aici la Protopopiat cu niște bănuți, ne-a decontat și la avion, și la tren, și până la București, că de unde am luat avionul. Sunt curios, și... toți membrii atorului au putut merge? Nu, dar nu au mers mulți, nu. Am fost 5 tineri. Așa, care a fost o selecție sau cum s-a hotărât să meargă doar 5 și care au fost aceia 5? Noi încercăm să-i rânduim. În primul rând încercăm să-i rânduim. Pe lângă aceste activități care le avem în cadrul nostru aici la Pașcani, mai sunt și activități în exterior. Adică diferite, participăm la diferite tabere, în diferite tabere, la Nemțișor, anumite întâlniri la Iași. De exemplu, în această toamnă va avea loc și o întâlnire la Baia Mare a tinerilor din întreaga țară, deci ceva național. Acum am primit o invitație și pentru să trimitem un tânăr la Lisabona, o altă întâlnire a tinerilor din întreaga Europa la Lisabona, tinerii ortodoxi români. Așa. Și atunci îi rânduim pe fiecare, că nu putem nici noi să luăm acolo, dar sunt unii care au și nu au posibilitate financiară, pe alții îi sprijinim cât putem. De exemplu, am făcut o excursie acum la Brașov
Și au fost 4-5 tineri care nu puteau să meargă datorită că nu aveau bani, atunci le-am plătit noi, am pus fiecare câte puțin și i-am luat și pe dânsii alături de noi. Și astfel s-a umplut autocarul, ca să fie alături de noi. Coagulați și ați reușit să vă bucurați cu toți. Păi spiritul de echipă. Unul pentru toți și toți pentru unul, nu? Ceva de genul ăsta, cum se spune. Am înțeles. Deci înțeleg că toate aceste excursii care au loc sunt în spiritul unei echipe cât mai mari și cât mai unite. Iar atunci când e vorba despre excursii în străinătate, se face o selecție, așa, probabil, în raport cu vechimea fiecărui candidat sau în raport cu modul său de implicare în proiect. Vedeți, nu neapărat vechimea. Nu neapărat vechimea. Bianca nu-i de mult timp și am luat-o în Belgia, care alții sunt de mai mult timp. E bine, ea probabil este promotoarea frumuseții atunci. Vrea să arate că creștinosodoxia din România are și o frumusețe fizică. Toți tinerii sunt frumoși. Așa este. Prin ceea ce fac ei, și prin ceea ce, cu modul cum se exprimă ei, cel puțin de la actor. Că dacă faci lucruri frumoase, omul te vede ca pe un om frumos. Dacă faci lucruri urâte, chiar dacă ești frumos fizic, atunci te vede ca pe un om urât, rău, răutăcios. Am avut toată o discuție cu părintele Moise, monahul Moise, probabil ați auzit de el, cel care a făcut seria aceea și încă continuă de cărți Să nu ne răzbunați și filme documentare. Și el mi-a spus la un moment dat, în raport cu tinerii, că, de fapt, nu în raport cu tine, în raport cu oamenii din zonele occidentale ale Europei, cum că, într-adevăr, acolo apetitul pentru spiritualitate este unul mult mai mic. Iar în România am avea, de fapt, un apetit pentru credință mult mai mare. Am vrut să întreb exact cu Bianca, a observat lucrul acesta acolo în Belgia? Într-adevăr, bisericile, cum spunea părintele Moise, sunt aproape goale la Sfintele Liturghii față de bisericile de la noi de aici, în România, mai ales în zona Moldovei? Aș putea să spun un caz concret, pentru că acolo, în Belgia, am stat la o mănăstire, Namur. Însă acolo se adunau români ortodoxi care veneau, ei găseau acolo, în acea mănăstire, un loc de scăpare, cum ar veni după o întreagă săptămână de muncă, de griji și de probleme, se adunau acolo un număr foarte mare. Am rămas impresionată de cât de mulți oameni veneau. Se adunau acolo și discutau după slujbă tot felul de probleme, tot felul de lucruri care îi măcinau. Și era într-adevăr plină biserica. Cred că toți care se află în străinătate găsesc în biserică și în credință un mijloc de a evada din toate problemele și din toate necazurile care se întâlnesc în viața de zi cu zi. Asta am văzut la acei oameni, am văzut că acolo se simt ca acasă. Vreau să mă clarific puțin. Este vorba de creștini ortodoxi români aflați în Belgia? Sau de creștini ortodoxi români. Erau și belgieni printre acei oameni, foarte puțin într-adevăr, dar erau și belgieni pentru că părintele de acolo ne spunea că uneori rostea slujba și în limba franceză, pentru că se întâmplau să fie mai mulți belgieni printre acei oameni care nu aveau legătură cu ortodoxia în mare parte, însă se simțeau atrași de slujbă, probabil auzeau de la acești oameni despre ce simt în timpul slujbei și pur și simplu au vrut și ei să încerce să... Sunt foarte curios ce efect a avut asupra ta mirajul acestei lumi occidentale cu tot ceea ce înseamnă ea, beneficiile materiale de care au parte acei tineri de acolo. Pe tine te-a captat această lume, te-a fascinat, ai vrea să trăiești acolo în Belgia? Într-adevăr, nu se compară, nu există termen de comparație între noi și ei. Însă m-am întors sincer cu mai mult drag acasă, pentru că, cum vă spuneam, îmi povesteau tinerii de acolo cum toată lumea este acaparată de lucruri materiale, sunt tot timpul pe fugă, tot timpul sunt plini de invidie și tot timpul aleargă după un vis pe care la un moment dat îl ating și când îl ating apare alt vis și tot așa mai departe, niciodată nu sunt mulțumiți de nimic, niciodată nimic nu îi mulțumește și, într-adevăr, poate au tot ce își doresc, poate au... Poate și acești tineri acolo au parte de mult mai multe lucruri decât au parte aici, mă refer la lucruri materiale. Însă, sufletesc vorbind, cred că duc lipsă de multe lucruri. Și asta mi-au spus și ei.
Am înțeles. O să revenim cu această discuție în ceea ce privește tinerii și modul în care ei percep lumea, mai ales tinerii care sunt peste granițele României, în lumea occidentală și cum văd ei lucrurile în raport cu bunurile materiale, raportați la mentalitatea tinerilor de aici, aceia care încă n-au plecat din țară, însă toate acestea după o scurtă pauză publicitară de câteva minute. Cosa Rom. Savurează diferența. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tom Plast. Pentru un cămin fericit. Tu ți-ai ales concediul pentru la vară? Ofertele verii sunt la Biroul de Turism Pașcani. Vino acum vis-a-vis de poștădar să-ți alegi concediul care ți se potrivește. Biroul de Turism. Specialiști în concedii și bilete de avion. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii, reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Bună seara din nou, stimați telespectatori, pentru cea de-a doua parte a emisiunii Pixelul Albastru, ediție specială. Sper că ați rămas alături de mine și alături de părintele Rusu și alături de tânăra Bianca. Pentru că în cea de-a doua parte a emisiunii am de gând să lansez un subiect, cred eu, extrem de sensibil, pe care foarte puțină lume îl pune în discuție în zilele noastre, un subiect de care eu nu mă feresc, ba chiar l-am menționat așa, destul de, ce drept, destul de sporadic în emisiunile pe care le-am avut eu până acum, la Pixelul Albastru. Dar acum, având ocazia să vorbesc cu doi invitații, care, iată, văd că au așa, cum să zic, un debit verbal extrem de bun și extrem de lăudabil, aș spune eu, chiar pentru
niște persoane care n-au avut contact foarte mult cu camera de luat vedere. De aceea, în primul rând, vreau să-i spun părintelui Rusu următorul aspect. Și de aici o să înceapă discuția noastră. Am discutat la un moment dat cu monahul Moise, acela pe care îl aminteam în prima parte a emisiunii, de altfel un monah de seamă a ortodoxiei noastre, pentru că el a realizat o colecție întreagă de cărți, Să nu ne răzbunați, a mers pe la toți foștii deținuți politici pe care i-a prins în viață și pe care a putut el contoriza așa, și le-a luat interviuri, cei care au avut de suferit în urma deportărilor în Siberia, cei care au avut de suferit chiar în urma atrocităților regimului comunist ulterioare, războiului, deci cum vă spuneam, și din timpul războiului și de după război, și are o experiență de viață extrem de vastă, cred eu, pentru un monah la vreo 40 ceva de ani, un om așa, care îmi spunea lucrurilor pe nume din punctul meu de vedere, și el mi-a spus o replică tranșantă, care pe mine inițial m-a șocat, dar ulterior am ajuns să o înțeleg mai bine și chiar să subscriu la această replică. Ea suna cam așa, tinerii care pleacă în străinătate, spunea el, și care rămân acolo, tineri români, indiferent, el se referea la tinerii creștini ortodoxi, nu punea în discuție religiozitatea lor, faptul că ei acolo nu ar lua contact cu Sfânta Liturghie, pe temei ortodoxe. Dar spunea că acești tineri care pleacă și rămân în străinătate sunt niște trădători de neam. Așa se exprima și justifica această părere, repet, aparent șocantă, prin următorul aspect, că acei tineri, odată ce pleacă din țară, iau cu ei o limbă, o istorie, o conștiință de neam, iau cu ei niște tradiții și obiceiuri pe care, e adevărat, acolo le pun în practică, le propagă, acolo se țin de ele. Însă, copiilor, așa, atunci când se nasc, devenind cetățeni ai țărilor respective, nu mai au aproape deloc contact cu acele obiceiuri, tradiții, cu limba română, decât la nivelul așa superficial. Și chiar îmi spunea părintele să fac acest exercițiu, un fel de test, așa, în rândul persoanelor pe care le cunosc eu, spunându-mi faptul că acei copii care se nasc din tinerii plecați în străinătate, care rămân acolo, vorbesc între ei, deci copiii tinerilor români vorbesc între ei limba țării respective, nu limba română. Așa, și numai cu părinții vorbesc limba română și de cele mai multe cazuri chiar și cu părinții vorbesc, părinții le vorbesc doar în limba română, ce-i drept, dar ele răspund părinților în limba țării respective. Și prin asta spunea părintele că odată cu pierderea limbii, de fapt se pierde întregul set de valori și de tradiții și obiceiuri și întreaga conștiință de neam, țara rămâne depopulată, cei care rămân în țară aici fie rămân frustrați că n-au putut și ei pleca să aibă un trai mai bun cum au acei tineri, fie nu sunt mulțumiți că nu pot fura și nu pot ajunge în politică, da, să fure ca politicienii actuali și așa mai departe. Nu intrăm în discuția asta, ideea este în felul următor. Că el pune în cârca acestor oameni care, adică așa a pus el problema, în cârca acestor oameni care pleacă în străinătate, această pată, această, cum să zic, mi se pare cam dur. Cum să spunem, acest stigmat pe care ei îl poartă, pentru că își asumă, practic, își asumă, să spunem așa, pierderea conștiinței de neam a viitoarei generații. Și eu l-am înțeles, pentru că am făcut acest exercițiu, cum el mi-a spus, și am întrebat pe toți cunoscuții mei care au copii născuți acolo în țările respective și, într-adevăr, am constatat cu stupoare că între ei, copiii românilor din țările respective, vorbesc limba țării respective, nu vorbesc limba română. Vă spun, n-am întâlnit niciun caz. Poate ori fi existând cazuri, nu zic că nu există și excepții, dar eu n-am întâlnit niciun caz și cred că sunt peste 10 cazuri pe care le-am cercetat în care copiii de români din acele țări să vorbească între ei limba română. Și sau să vină în România așa cu tragere de inimă ca și cum ar veni în țara lor natală. Cei mai mulți vin în România în vizite așa cum mergem noi la Cascada Niagara, să vedem ce mai e pe aici. Ia uite, avem un străbunic sau un bunic aici în România care mi se pare așa ca un fel de extraterestru. Vedem într-o casă, în mediul rural, crescând un porc și o vacă la 80 de ani și care încă mai trăiește cum trăia din punctul lui de vedere omul cavernei, pentru că acolo în Occident există niște condiții și în ceea ce privește bătrânii complet diferite de cele într-adevăr. Aici. Cei care pleacă în afară îi paște un mare pericol. În primul rând, scapă la un alt mod de viață, chiar dacă îi muncesc de greu, prind gustul banului și atunci văd ceea ce se întâmplă în străinătate, intră în contact cu mediul lor de viață a străinilor
Și acest lucru de multe ori îi influențează și pe dânsii, pentru că ei trebuie să se adapteze la locul lor de muncă și îi face să-și uite identitatea lor. Spiritul acesta de român, de național, naționalism și religios, că el este creștin ortodox. Desigur, cei care sunt bine antrenați sau au ținut o legătură mai strânsă cu biserica, le este foarte greu să renunțe la această identitate. Deci, cu siguranță, vor continua și dincolo, indiferent de situația în care s-ar afla. Dar, din păcate, sunt mulți care, nefiind antrenați, să ne aducem aminte și de perioada comunistă care a fost, în care mulți nu au ținut legătura cu biserica, și atunci ei sunt generația de astăzi, mai în vârstă, care după 30 de ani, care acum sunt în afara țării, foarte mulți dintre ei, și vedem că, necunoscând propria lor identitate, foarte ușor cad în această capcană și se integrează cu dânsii. Totuși aș vedea și o parte pozitivă din acest lucru. Se duc acolo, întemeiază probabil o familie, cresc copiii, vă dați seama, logic vorbind, copilul de mic, dacă crește acolo, el trebuie să vorbească limba națiunii respective și învață limba română doar în casă cu părinții, dacă mai vorbesc părinții. Cei care, așa cum am precizat, sunt mai evlavioși și mai apropiați de biserică, mai ales dacă țin legătura cu bisericile ortodoxe, chiar dacă sunt la distanțe mai mari, dar odată pe săptămână, odată la pe lună, dacă se vor duce acolo, acolo se vorbește numai română, între români fiind, se vorbește numai română, atunci implementează acest spirit național și acelui copil. Dar dacă nu te duci, nici măcar odată pe lună să te întâlnești într-o asemenea comunitate de români, pentru că acolo biserica îi strânge pe români și acolo vorbesc despre problemele ei, dar dacă nu te duci deloc, atunci cu siguranță vei pierde orice legătură cu țara ta. Și aici este pericolul, pentru că nu ți-e legătura cu românii de acolo. Iar, cum spuneam despre copii, ei dacă cresc într-o acea limbă, el trebuie să știe limba respectivă foarte bine, că merge la școală, la grădiniță, acolo, trebuie să cunoască foarte bine și pentru dânsul este ca un reflex să vorbească limba țării respective. Aseară, părintele Nicodim vorbea de un caz foarte frumos. O femeie din America, de origine americană, naște un copil, un băiețel. Băiețelul crește, după aceea băiețelul nu l-a cunoscut niciodată pe tatăl său, pe tatălui. Ea nu vrea să-i spună nimic despre dânsul, zicând că a fost un om nu prea bun, irresponsabil pentru familie și așa mai departe. Dar în cele din urmă a început el să studieze filozofia, când a ajuns în adolescență, a început să studieze filozofia. Și a întâlnit aceste cărți despre Dostoevski și mulți alți autori dintre aceștia care vorbeau și despre credință, despre religie. A văzut mai multe păreri din mai multe părți religioase despre anumite aspecte ale vieții omului și acest lucru l-a determinat să se adâncească mai mult în filozofie și să cunoască mai mult și dreapta, și credința ortodoxă, dar și celelalte religii. Și întâmplarea a fost ca el să vină în Europa să cerceteze și să viziteze anumite locuri, să cerceteze mai mult și să vină și la noi în țară. Când a intrat în țară, s-a dus să participe la o sfântă liturghie pentru că citiseră despre această slujbă și culmea a fost că atunci când a participat la sfânta liturghie a început să plângă și să simtă o atracție foarte mare față de slujba care era în sfânta biserică. Acolo. A ieșit afară, s-a dus înapoi acasă în America, nu după mult timp, și a povestit acestea mamei sale. Ce credeți că i-a spus mama sa, mama lui? Că tatălui este român. Deci, vedeți, deci, se întâmplă, există o rămășiță, ca să spunem așa, în sufletul fiecărui om. Chiar dacă ei se duc acolo, ceva rămâne de aici, de la noi. Din păcate, mulți nu vor să-și deschidă inima, sufletul, ca să vadă acest aspect și se adâncesc în cele materiale, așa cum precizam, în grijile de zi cu zi acolo și nu vor să mai țină legătura. În momentul în care te deschizi și ții legătura cu cei de la tine din țară, atunci ți este mult mai ușor să păstrezi această identitate despre care vorbeam. Mă întreb că tot să țin această legătură, cum spuneți dumneavoastră, că rămâne chiar și la copiii acelor tineri români plecați în sănătate. Dar mă întreb, la nepoții lor mai rămâne ceva?
sincer, mă îndoiesc. Dacă mama și tata îi oferă mama și tata sunt români, îi oferă o educație în spirit românesc. Copilul acela are oarecum tangență cu spațiul cultural românesc, spațiul spiritual românesc, dar mă întreb, copilul acelui copil va mai avea el vreo tangență cu spațiul mare românesc? Mare este Dumnezeu. Dumnezeu lucrează și mare așa. Este Dumnezeu, așa spune, este. Noi nădăjdim că o să fie bine și se va transmite mai departe, că nu se pierde chiar așa ușor. Și vedem că se înmulțesc ortodoxii și în prin Europa, ca să spunem așa, deci chiar dacă se duc români acolo, dar fac și ei misiune prin însăși spiritul lor de a-și păstra nealtărată și neatinsă dreapta credință. Români din Italia care mărturisesc că se miră italienii de modul cum se închină dimineața și seara, când copiii la fel merg la biserică și la școală și fac semnul Sfintei Cruci pe drum și ei se miră, se uită așa la dâns și nu înțeleg de ce facem, de ce suntem atât de pioși în privința asta. Și el explică și ei se impresionează, spune, wow, ia uite, așa, da, într-adevăr, bine, dar la noi nu este chiar așa. Și încet cu încetul îi captez atenția și dacă el vrea să se deschide, el vine fără să-i ceri tu. Și sunt atâtea cazuri. Am înțeles, părinte. Haideți acum să o lăsăm pe tânăra Bianca, care este și ea în pragul unei alegeri importante din viața ei. Am înțeles că este în clasa 11-a, cu alte cuvinte, mai are un an și va trebui să aleagă drumul în această vâltoare a vieții. Ce părere are ea despre tot acest subiect? Ar vrea să meargă să trăiască în altă țară, să spunem așa, o țară occidentală, unde se trăiește material mult mai bine, decât să rămână în România aici, să se jertfească, să se sacrifice cu un salar de 8 milioane pe lună sau chiar poate mai puțin, frustrată de faptul că nu este recunoscută la adevărata valoare sau frustrată de faptul că aici se va lupta poate o viață întreagă și va suferi implicit și copiii ei vor suferi poate de pe urma acestui sistem care pare să nu se mai îmbunătățească odată și odată și pentru români. Te rog. Fiind înconjurată de oameni care tot timpul îmi spuneau că uite ce viitor o să ai în țara asta, nu o să ai parte de nimic strălucit pe viitor, că totul se duce de râpă, nu o să ai parte de un loc de muncă la adevărata ta valoare. Fiind înconjurată de asemenea persoane pesimiste, într-adevăr mă bătea gândul deseori că cel mai bine pentru mine ar fi să mă îndrept spre străinătate, să fac chiar și facultatea în străinătate, pentru că mi s-a întipărit în minte ideea asta, pentru că aș putea face mai mult bine acolo, că mi-aș putea dezvolta mult mai bine personalitatea și cunoștințele și astfel aș putea ajuta mai mult pe cei din jurul meu. Însă mi-am dat seama că important nu este unde te afli, important este tu cum te comporți și dacă știi să te valorifici la adevăratul tău merit. Și să vă răspund la întrebare, acum în clipa asta nu știu ce aș vrea să fac, nu știu, pentru că este o decizie destul de importantă și fiind atât de influențată de mass media și de părerea celor din jur, mi-e destul de greu să-mi ascult inima și să iau singură o decizie. Uite, dacă îmi permis să-ți dau un sfat, eu care de obicei nu dau sfatul tinerilor, pentru că sunt la rândul meu un tânăr și consideră că nu am așa o experiență de viață și nici înțelepciunea necesară să dau sfatul, dar dacă mi-aș permite până la urmă să dau un sfat, acela ar fi următorul. Înainte să iei această decizie, să mergi să te consulți cu unii duhovnici mari de la noi din țară, cu duhovnici, să spunem așa, îmbunătățiți, pe care țara asta încă mai are, ascunși. Acum, odată cu moartea părintelui Iustin Bârbu de la Petru Vodă, mass media spune sus și tare că a murit ultimul nostru mare duhovnic, România nu mai are duhovnici mari. Eu sunt ferm convins că mai există în mănăstiri neștiuți de cele mai multe ori de nimeni sau de foarte puțină lume știuți, iar dacă vei întâlni astfel de oameni care să-ți marcheze cu adevărat felul în care filtrezi lucrurile prin conștiință, sunt convins că vei lua decizia corectă. Eu personal am vorbit cu părintele Iustin Bârbu pe această temă la un moment dat și cu asta o să încheie emisiunea pentru că deja ne apropiem de final și mi-a spus următorul lucru. Mi-a spus așa, gândește-te că dacă pe timpul lui Ștefan cel Mare, lui Mircea cel Bătrân, lui Mihai Viteazul, ar fi existat tineret din acesta care ar fi vrut să trăiască mai bine, să nu fi stat în calea turcilor, să-și vadă familiile murind de foame sau tăiați de sabia turcilor și ar fi vrut să emigreze încolo, în alte țări europene, ce s-ar fi ales din România aceasta?
mi-a spus părintele. Și lucrul ăsta m-a pus foarte mult pe gânduri. Ulterior a lucrat în mine tot acest filon de împământenire pe care, de care vorbea părintele Iustin Pârvu. El n-a încercat să-mi inducă sentimentul de a rămâne în țară. A spus doar că ce se va alege de țara asta dacă toți tinerii vor pleca. Și exprimându-și această, până la urmă, suferință, durerea sa, mi-a transmis-o și mie. Până la urmă, asta cred că e de fapt, până la urmă, puterea unui mare duhovnic. Aceea de a-ți imprima stări, nu neapărat de a-ți spune lucruri care, teorii, idei care să-ți intre pe ureche și până la urmă, până la mașină, îți iei special altă ureche. Dar îți imprimi anumite stări. Și în raport cu această stare pe care mi-am imprimat-o, vă spun sincer că la momentul actual am ajuns să simt că Pașcani e cel mai frumos oraș de pe fața Pământului. Mulți dintre apropiații mei spun că sunt nebun sau tâmpit, după caz, inclusiv părinții. Dar eu în continuare cred că n-aș da Pașcani nici pe Paris. Acum, când mai văd și lucrările astea de asfaltare și reabilitarea parcului din zona Vale, încep să cred că chiar trăiesc într-un loc paradisiac. Vă spun, poate că m-am dat blajit, poate că am ajuns să nu mai gândesc coerent, însă am ajuns să judec lucrurile așa, deși inițial gândeam, poate că la fel ca majoritatea tinerilor din ziua de astăzi, cochetam așa cu ideea plecării în străinătate, am fost prin Statele Unite ale Americii, cu work and travel, vreo câteva luni și mi-am dat seama că viața de acolo e foarte, foarte frumos mirositoare, așa și învietoare. Din nefericire nu mai avem timp, părinte, să mai discutăm. Mai vreați să spuneți ceva? Da, foarte doar ca o... Vă rog, foarte pe scurt. Pentru că tot am vorbit despre tineri. Dacă îmi permite respectatorii să adresez un mesaj părinților trupești, și anume că biserica fără tineri este ca o familie fără copii. Și atunci ar trebui mult mai mult să se implice părinții ca să-și păstreze tinerii în sânul bisericii, pentru că vedem că ei nu prea au discernământ și noi aici trebuie să intervenim ca să-i ajutăm. Că dacă refuză pe Dumnezeu, atunci se lășluiesc să se închine unui idol. Și acest lucru ne agravează pe toți. Mulțumim foarte mult, părinte, pentru acest mesaj. Cu alte cuvinte, ați auzit, stimabili pășcăneni, mesajul părintelui Rusu. Fiți responsabili în ceea ce privește educația tinerilor dumneavoastră. Ați văzut aici o tânără Bianca, care este atoristă și în ce proiecte importante și frumoase pentru comunitatea aceasta se implică. De aceea vă sugerez la toți să luați contact cu atorul, să vedeți ce se întâmplă acolo mai pe larg. Noi nu am avut timp în această emisiune să detaliem totul, dar cu siguranță cei interesați vor putea afla mai multe amănunte de la părintele Rusu. La Protopopiatul Pașcani ne întâlnim. La Protopopiatul Pașcani. Da. Până una alta, eu acum vă doresc să aveți o seară cât mai plăcută. Nu uitați că noi ne revedem de acum luni la Pixul Albastru, de la orele 21 și 30 de minute. O săptămână, un sfârșit de săptămână cât mai frumos. La revedere!